Bună ziua și bine v-am găsit la OVTTV. Alături de mine l-am pe Andrei Crăciun, care este șef serviciu digitalizare și analiză date în cadrul Universității de Vest din Timișoara. Salutări! Bună și mulțumesc pentru invitație! De asemenea, alături de noi, prin Skype, se află doamna Mirela Toma, care este inspector școlar general al județului Vâlcea. Bună ziua! Bună ziua! Alături de noi, prin Skype, avem și pe Maria Păușescu, care este director al Colegiului Economic Râmnicu Vâlcea. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Și alături de noi este și reprezentanta elevilor, adică președinta Consiliului Județean al Elevilor Vâlcea, Miruna Oltei. Salutări, Miruna! Bună ziua! Andrei, spune-ne în primul rând cum se va desfășura procesul de admitere la Universitatea de Vest anul acesta. Care sunt avantajele admiterii online? Pentru că știm că va fi online anul acesta în premieră. Da, procesul e unul simplu, spunem noi, pentru că am încercat să practic înlocuim drumurile pe care le făcea un student cu acte după el în Timișoara, am încercat să înlocuim partea de întocmire a unui dosar uneori voluminos cu diverse acte și să încercăm să-l transpunem într-un parcurs digital 100% până la momentul în care studentul vine și este acceptat la studii. Practic, odată ce studentul își completează dosarul de admitere pentru fiecare facultate în parte, într-o platformă online gândită pentru acest proces, el va putea să primească toate notificările de care are nevoie și toate înștiințările prin e-mail. Tot acolo va urca și actele, va avea un dosar precum un portofoliu pentru fiecare facultate în parte, urmând ca în cazul în care sunt necesare completări, în cazul în care sunt necesare alte intervenții, totul să se desfășoare online. Practic, încercăm să înlocuim nu doar drumurile acestea, dar poate și o parte din stresul acela de deplasare. Încercăm să ducem și vom duce, practic, un proces 100% electronic până la momentul în care studentul intră pe poarta universității și apucăm să lucrăm împreună. Există o parte de portofolii în care facultățile pe admitere.vd.ro, facultățile și specializările sunt prezentate, apoi există o legătură cu dosarul, cu platforma în care se gestionează partea de înscriere. Doamna inspector, din experiența dumneavoastră, cum s-au adaptat elevii situației impuse de pandemia de coronavirus? Sunt pregătiți pentru bacalaureat și mai apoi pentru admitere? După cum știți, de astăzi elevii au revenit în școală, doar elevii care au în față examenele de evaluare națională și de bacalaureat. Și cred că este cea mai frumoasă veste din ultima vreme, pentru că școlilor le stă bine cu elevi. Pentru cei care nu vor să participe la pregătirea online, la pregătirea în școală, pregătirea pentru evaluarea națională și pentru bacalaureat continuă în mediul online. Elevii s-au adaptat. Este clar, este vârsta la care ei au o pasiune pentru aceste mijloace de comunicare. Sunt mult mai adaptabili, mult mai flexibili, pentru că îi ajută vârsta și formarea. Evident, ca în toate județele și în județul Vâlcea, există probleme de lipsă de mijloace de comunicare, de lipsă conexiunii internet. Am încercat în colaborare cu administrațiile județene locale, cu ONG-uri, să mai rezolvăm o parte din această problemă, dar încă mai sunt probleme. Cred că Miruna este chiar mai la curent cu această chestiune și ei sunt extrem de implicați în viața elevilor din județul Vâlcea și ținem legătura prin doamna inspector general cu Consiliul Elevilor în așa fel încât să aflăm cazurile deosebite. Dar se descurcă una peste alta, elevii de clasele a 12-a, noi avem încredere că vor avea informațiile necesare și vor cere sprijinul atunci când va fi nevoie. Doamna director, cum s-au adaptat elevii din liceul dumneavoastră situației impuse de pandemia de coronavirus? Bineînțeles că și elevii noștri s-au adaptat situației. Avem o proporție de peste 93%
posibilități de conexiune la internet foarte bună. Pe restul, începem să le rezolvăm prin teme primite pe WhatsApp sau pur și simplu de la un coleg la altul. În ceea ce privește pregătirea pentru examenul de bacalaureat care începe astăzi, avem atât prezență efectivă la școală de pregătire, dar și pregătire online. Bineînțeles, pregătirea continuă până la probele scrise și după data de 12 iunie, pregătirea, bineînțeles, realizându-se online. Pe grupe de nivel și în funcție de posibilitățile elevilor. Miruna, cum se vede situația de la nivelul elevilor? Este un pic greu și pentru ei. Într-adevăr, a fost așa o ruptură față de rutina cu care erau obișnuiți și la ce se așteptau către finalul anului. Dar eu cred că s-au adaptat toți destul de bine și am început să lucrăm împreună cu profesorii mei online și acum că se întorc toți la școală este mult mai ok și cred că se simt și... Este greu, de adevăr, dar se simt și un pic mai pregătiți acum că reiau contactul cu băncile școli. Doamna inspector, doamna director, am vorbit despre cum s-a adaptat elevii din Vâlcea situații impuse de pandemia de coronavirus, dar cum a fost resimțită toată această trecere la predarea online, atât de către elevi cât și de către profesori? Care au fost provocările pe care le-au întâmpinat? Categoric a fost și este o perioadă dificilă pentru noi toți. De aceea, principala preocupare a inspectoratului școlar a fost să creăm punți de legătură atât între inspectorat și unitățile de învățământ prin doamnele, domnii directori, cât și cu Consiliul Elevilor, cu reprezentanții părinților, pentru a trece împreună prin această perioadă dificilă. Deci nu este ușor. Credem că am reușit să depășim măcar în plan psihologic această tară, dar încă mai sunt multe lucruri de pus la punct. Legat de examenele de evaluare națională și examenele de bacalaureat, dincolo de partea materială, de partea de organizare, cred că trebuie să avem mare grijă la impactul în plan psihologic. Și ascultam pe Miruna acum, m-aș bucura foarte mult și noi avem semnalele unui procent bun de participare la perioada de pregătire pentru motivarea copiilor, pentru moralul lor. Știți că întotdeauna este mai greu să treci prin niște momente încărcate de emoție în echipă. Și cred că acesta este lucru care oarecum le-a lipsit atât elevilor cât și colegilor noștri profesori în această perioadă. Simțim nevoia să empatizăm, nu numai din voce, nu numai pe ecran, ci și așa cum eram obișnuiți să o facem noi, elevi și profesori. Și cred că astăzi este un moment frumos, poate pentru ziua copiilor de ieri, cel mai frumos dar pentru elevii noștri, ca o parte dintre ei să-și aibă alături profesorii. Așa este și poate una din... Nu știu, elementele de farmec ale perioadei prin care am trecut două luni și un pic este că poate redescoperim comunicarea, redescoperim importanța comunicării și cât de mult contează interacțiunea aceea care înseamnă cu adevărat ceva, că vorbim de educație, că vorbim pur și simplu de interacțiunea unui copil cu părinte, unui cadru didactic cu elev sau cu student. Cred că redescoperim cât de important este să fie una în ambele sensuri. Cred că avem semnale și de la studenții noștri că a lipsit foarte mult cumva oportunitatea de a interacționa astfel încât schimbul de idei să se materializeze cumva mai direct, să se materializeze în discuții concrete, în dezbateri concrete și nu în limitele impuse de tehnologia pe care o folosim astăzi. Și cred că asta e una din oportunitățile pe care le avem. Cred că vor veni și tehnologii noi care ne vor ajuta în acest sens. Cred că le-am folosit intens și asta e cumva o mulțumire și o satisfacție și a mea personală, dar și a noastră, a comunității academice, că am reușit
să folosim multitudinea de instrumente, așa cum am considerat de cuvință, pe cele pe care le-am avut la îndemână sau am descoperit altele noi, astfel încât să nu lăsăm să treacă un an pe lângă noi, să nu lăsăm să treacă o perioadă în care să nu se întâmple nimic și mai grav să se piardă eventual un an de zile din educația elevilor și a studenților. Doamna director, din experiența pe care ați avut-o și din discuțiile pe care le-ați avut cu profesorii de la dumneavoastră din liceu, poate și cu elevii, care au fost cele mai mari provocări pe care le-au întâmpinat ei în această perioadă? A fost o provocare pentru toți, deopotrivă pentru colegii mei profesori, pentru noi și pentru elevi. O provocare pe care place să spun că o depășim cu brio. Ne-am adaptat din mers, bineînțeles că nouă profesorilor se place la școală cu copiii, însă am înțeles că este o perioadă pe care trebuie să o depășim împreună cu tine și ne-am adaptat. Am folosit la început mijloace de comunicare uzuale, WhatsApp, grupurile claselor, apoi la nivel de școală am configurat o platformă de lucru Classroom, Google Classroom și încet, încet activitatea, spun eu, că se desfășoară în limitele unei reușite. Sunt și probleme, sunt și inadvertențe, sunt copii care locuiesc în zone unde semnalul este puțin este slab și atunci ei pierd legătura în întâlnirile online, dar pot să-și rezolve temele pe acea platformă Google Classroom și primesc feedback-ul prin această verificare a profesorului și prin mesajele de încurajare sau, bineînțeles, mesaje de refacerea temei acolo unde este cazul. Miruna, spune-ne ce feedback ai primit de la colegii tăi. Ce provocări au întâmpinat din această perioadă? Noi, la începutul pandemiei, cu echipa CJ Vâlcea, am lansat un chestionar online pentru cei care au acces la orele online și părerile sunt împărțite, jumătate din elevi spun că profesorii nu s-au adaptat și că nici ei nu s-au adaptat așa de ușor și că le este greu în mediul online. Ceilalți spun că profesorii chiar au făcut ore interactive și au dezvoltat altfel legătura cu elevii și s-au simțit foarte bine. Cred că a fost complicat la început, dar am început să ne descurcăm din ce în ce mai bine și cred că la anul, dacă o să mergem și la școală și o să folosim și platformele online, educația o să fie la un nivel mult mai ridicat. Ce e clar încă o dată e faptul că aici nu mai vorbim despre limite, ci despre limite depășite. Până la urmă, nu mi-aș fi imaginat cu 6 luni în urmă sau cu un an în urmă că vom reuși să coagulăm o atât de mare parte a comunității, că e vorba de comunitatea academică universitară sau preuniversitară, să utilizeze atât de multe instrumente digitale care sunt acolo, sunt la dispoziție și îți fac nu doar lecțiile sau nu doar cursurile mai interactive, dar te și ajută să structurezi într-un mod trasabil activitatea și să reușești să ajungi într-un moment și să reiei din acel moment totul astfel încât să poți să ai cea mai bună variantă de educație sau cel mai bun traseu pe care tu îl poți completa. Cred că după toată perioada asta, atât cadrele didactice care foloseau și până acum instrumentele acestea, dar și cadrele didactice care le-au descoperit sau care au descoperit importanța lor în această perioadă vor continua să le utilizeze și cred că asta e un alt avantaj. Vor continua practic să-și îmbunătățească atât curriculum cât și partea de instrumente folosite astfel încât produsul, adică știința și cursurile învățate și predate elevilor și studenților să fie sedimentate așa încât să rămână acolo și mai departe să dezvolte cumva o sete pentru educație. În mediul universitar se utiliza încă dinaintea pandemiei era asta digitală. Aveam cursuri la care erau integrate tot felul de metode, dar
Cred că și la liceu se întâmpla la fel, în licee, în școli. O să se pună mai mare accent de acum pe partea digitală în metodele de predare clasice. Categoric, da. Credeți că vor fi, nu știu, vor ajuta la dinamizarea cursurilor, orelor, doamna inspector, doamna director? Cum spunea domnul Andrei, este clar că această perioadă, chiar dacă a fost de încercare pentru noi toți, înseamnă un salt mare, o evoluție extraordinară în învățământul românesc. Oarecum, e ciudat ce spun, cel mai tare mă doare în ceea ce privește pe elevi, că stresul pentru ei, mai ales a celor înainte de examen, este foarte mare, e firesc. Eforturile mari au fost și ale domnilor directori, ale colegilor mei profesori. Dar este clar că în revoluționarea tehnologiilor în învățământul românesc, această perioadă a avut un impact puternic. Cred că nici jumătate din colegii noștri cadre didactice n-ar fi crezut în urmă cu câteva luni că se vor adapta, că vom fi capabili să lucrăm cu elevii. Cred că toți ar fi fost tentați să spunem este greu, nu se poate, poate chiar imposibil. Iată, această experiență nu foarte fericită, paradoxal, aduce și lucruri bune. Da, am făcut și un mare salt înainte. Ce ne dorim, în schimb, este ca el să fie făcut și în ceea ce privește rezultatele elevilor și modul în care ei vor derula examenele care le marchează evoluția viitoare. Și aici aș reveni la universități, la facultăți care susțin clar examenele online, dar și la formele de admitere, de depunere a dosarelor, unde elevii noștri absolvenții vor trebui să găsească înțelegere, o combinație de online și eventual acolo unde nu au posibilitate și de relații față în față, și la depunerea dosarelor și la ținând cont că noi știm că avem elevi care provin și din medii care nu au acces la tehnologie. Trebuie luate în calcul aceste aspecte. Desigur, ei trebuie cumva orientați și ajutați, mai ales în această perioadă. Am mai vorbit și în emisiunile anterioare despre orientarea în carieră. Cât de importantă credeți că este orientarea în carieră pentru elevi și unde caută ei sprijin atunci când își aleg cariera? Doamna director, din experiența dumneavoastră cu elevii, ce ne puteți spune? Este foarte importantă orientarea în carieră. De obicei, ei în primul rând discută cu prieteni, cu colegii, apoi la ore de consiliere specială cu dirigenții și beneficiam de bineînțeles de consilierea psihologului, consilierului psihologic al școlii. Încă de când devin liceeni, încercăm să le facem o consiliere și o orientare școlară corectă, deoarece este foarte important să își găsească drumul dorit și să se aplece spre cariera care îi se potrivește foarte bine profilului lui ca om și ca elev. Miruna, unde căutați sprijin de obicei atunci când vă alegeți cariera pe care vreți să o urmați? Ce discuții ai mai avut cu colegii pe această temă? Tot așa, părerile sunt împărțite. Depinde și ce au în familie, cred că contează foarte mult și acest lucru, părerea părinților și cum sunt îndrumați de către rude, dar și profesorii sunt un stâlp foarte important în dezvoltarea lor și în drumul pe care vor să-l urmeze ei în viață. Și sunt foarte multe discuții și la școală, vorbim cu profesorii, cu diriginții și ne ajută foarte mult. Ce așteptări aveți de la o universitate? Ce ar trebui să vă ofere vouă elevilor o universitate? Nu știu sigur ce ar trebui să ne ofere, doar că dacă am urma acest mediu și online și offline, cred că ar fi un avantaj foarte mare. Și
avem, cred că, nevoie de un cadru mai deschis decât în școli, deși încă pare un cadru închis câteodată. Așa cum spunea și doamna Toma anterior, ar fi important ca universitățile să aibă oarecare deschidere față de elevi și de mediul preuniversitar. Noi avem și un departament care se ocupă în special cu mediul preuniversitar. Cum sprijină UVT elevii în alegerea carierei? Și în... Cred că e foarte important de menționat faptul că o facem și o facem activ, dincolo de caravanele pe care le facem în licee și unde ne bucurăm de sprijinul partenerilor noștri, atât de la inspectoratele generale din regiune, cât și de la școli. Punem la dispoziția elevilor și o platformă YTM de consiliere care exact asta face și propune să ajute viitorii studenți, să-i ajute să-i îndrume spre drumul care li se potrivește cu ajutorul și cu efortul din ambele părți, adică elevul va trebui să ia legătura, să-și facă un profil, să-și creeze acest cont, pentru ca noi mai apoi cu ajutorul consilierilor pe care îi implicăm în aceste cauze, să-i ajute pe acești elevi să-și găsească poate drumul potrivit. Cred că e una dintre Universitatea de Vest, este una dintre puținele universități care fac atât de activ, pe atât de multe paliere, nu știu, activități de consiliere, pentru că dincolo de activitățile clasice, în momentul în care au ajuns studenți, ne asigurăm activ că sunt implicați în tot felul de proiecte și în tot felul de inițiative pentru a le cultiva setea aceasta de a-și descoperi practic ceea ce le... sau de a-și descoperi viitorul, că până la urmă asta încercăm cu toții, să ne ducem în momentul în care suntem cea mai bună variantă a noastră. Doamna director, doamna inspector, de ce credeți că este Timișoara un centru atractiv pentru elevii din Vâlcea? Un centru universitar atractiv. Probabil că totul vine de la calitate și spuneam Iruna ceva de la deschidere. Timișoara întotdeauna a fost un oraș deschis și cu atât mai mult mediul universitar, zona în care tinerii se întâlnesc, este un punct de atracție pentru tineri. Dar și calitatea procesului educațional, calitatea absolvenților facultății respective, care se transpun într-o nota bene, da, și într-o marcă a instituției de învățământ universitar. Doamna director? Da, cred că în primul rând regiunea, orașul oferă deschidere și oportunități multiple. În al doilea rând, am în vedere calitatea actului educațional pe care îl desfășurați dumneavoastră acolo. Mai ales că Universitatea de Vest, așa cum ați precizat, își promovează foarte bine activitatea, nu numai prin caravanele care ajung de fiecare an, au ajuns în fiecare an și la noi în școală, dar și prin faptul că prin parteneriate elevii pot participa la școlile de vară. În 2017, între elevi de la Corecția Economică au participat la activitățile acestea și feedback-ul a fost unul pozitiv. Miruna, din discuțiile pe care le-ai avut cu colegii tăi, bănuiesc că te gândești tu că o să dai la facultate, te-ai gândit la Timișoara. De ce credeți că Timișoara este un centru universitar potrivit pentru voi și mai ales UVT-ul, de ce ar fi? În afară de toate posibilitățile pe care le oferă universitatea, noi căutăm și un oraș frumos, unde să poți să te plimbi și să-ți placă ceea ce vezi, iar Timișoara, într-adevăr, este un oraș foarte, foarte frumos. Iar universitatea oferă foarte multe posibilități, așa că este un cadru foarte bun și am putea să aplicăm. Eventual, Andrei, tu ne poți spune, pe lângă oferta educațională, ce mai găsesc elevii atunci când vor să devină studenți ai Universității de Vest? Cred că ceea ce găsesc
elevii și viitorii studenți sau chiar viitorii, poate, colegi ai noștri la universitate. Este deschidere și dinamică. Dacă nu suntem cea mai mare universitate din România sau din Europa, suntem cu siguranță cea mai dinamică universitate din România și printre cele mai dinamice din lume, îmi place mie să cred. Astfel gândesc și o parte din colegii noștri, pentru că nu ne oprim doar la a ne face activitatea. Întotdeauna învățăm, întotdeauna creăm. Dacă avem școli de vară și menționa și doamna director mai devreme West Summer University, ne-am apucat să facem și școli tematice, unele tehnice, altele destinate competențelor transversale. Ne place să lăsăm pentru măcar o parte, unde ne permite legislația, să lăsăm alegerea la student pentru cursuri pe care le-ar putea, pentru disciplinele complementare, și nu sunt foarte multe universități care fac acest lucru în acest fel. La începutul, în momentul în care dorești să-ți alegi o disciplină complementară, poți să o faci online sau poți să o faci cu sprijinul consilierilor pe care îi avem. Mergem în foarte multe locuri, în foarte multe conferințe din care învățăm și după asta revenim în universitate, adunăm comunitatea și încercăm să vedem ce putem crea împreună. Cred că dinamica asta îi face sau ne face atractiv, dar în același timp ne dezvoltă și pe noi ca oameni, ca persoane individual, dar și ca, nu știu, una dintre cele mai dinamice comunități academice din lume. Și cred că asta contează dincolo de orice, sau ar trebui să conteze în alegerea unei universități potrivite. Cred că visele noastre sunt singurele limite pe care le depășim constant și asta ne face potriviți pentru a asigura procesele astea de educație. Doamna director, doamna inspector, dacă aveți, chiar și tu, Miruna, dacă ai întrebări, dacă aveți întrebări legate de procesul de admitere sau anumite nelămuriri, Andrei stă la dispoziție, chiar acum vă poate răspunde. Nu, o întrebare aș vrea, o invitație în perspectivă. Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea și în această perioadă a organizat un târg al ofertelor educaționale pentru absolvenții claselor a 8-a, pentru a prezenta în mediul online, pe pagina Facebook a ISJ-ului, ofertele unităților de învățământ din județ. Și într-o perioadă următoare, după ce trec un pic examenele, ne dorim să facem același lucru, deci un târg al ofertelor universitare. O să vă invităm la momentul respectiv, dacă vă face plăcere, să vă prezentați oferta și în cadrul târgului pe care îl vom organiza, tocmai pentru a veni spre elevi cu cât mai multe informații, cu cât mai multe oferte, pentru a-și putea alege în cunoștință de cauză cariera, centru universitar și așa mai departe. Ascultam cât de frumos vorbea domnul Andrei despre dinamică. Cred că această dinamică, și categoric, din câte știu eu, Timișoara o confirmă, este legată și de cerințele pieții muncii și de inserția pe piața muncii, de care universitatea ține cont. Este unul din aspectele care trebuie luat în calcul foarte mult atunci când un absolvent își analizează eventualele posibilități. Cred că mai mult în mediul universitar, mai puțin în mediul preuniversitar, avem o concordanță între cerințele, între piața muncii și orientarea elevilor de școlarizare. Încă mai avem niște idei preconcepute, mai puține elevii, cred că de cele mai multe ori, eu știu, o altă generație obișnuită cu stabilitate și cu niște domenii, eu știu, deja tradiționale, și cu oarecare reticență spre nou, poate chiar din lipsa de informare. De asta ne dorim ca, printr-o colaborare cu universitățile, să putem să prezentăm ofertele cât mai multor centre universitare, cât mai multor universități, în așa fel încât absolvenții noștri să aleagă în cunoștință de cauză.
Este clar că elevilor, absolvenților le va lipsi prezența reprezentanților universităților în școli, cum se întâmpla în anii anteriori, prin caravanele pe care dânșii le organizau. Și atunci ne bucurăm când veniți spre noi și cu asemenea emisiuni și cu prezentări online, în așa fel încât să compensăm elevilor noștri lipsa de informație față în față prin contact direct care era în anii anteriori. Doamna director, dacă ați avea de adăugat ceva? Sunt alun și eu ideea, doamna inspector școlar general. Cred că este foarte bine să se realizeze această prezentare chiar în mediul online, pentru că, de ce nu, la ora actuală sunt suficient de mulți absolvenți care nu s-au orientat până acum și oferta poate să le îndrepte spații spre o universitate sau alta în funcție de ceea ce își doresc și ceea ce pot să facă ei. Miruna, dacă ai o întrebare pentru Andrei, dacă ai ceva nelămuriri, dacă vrei să știi, nu știu cum e viața de student la Timișoara. Da, deci ar fi interesant să ne povestească un pic cum s-ar desfășura așa o zi obișnuită a unui student la universitate. Acum sau în trecut sau pe viitor? Dacă poți să faci o comparație între înainte de carantină și în perioada carantinei. Cel mai trist lucru în perioada carantinei a fost evident lipsa studenților din universitate, pentru că dacă e ceva ce dă viața acestei universități, indiferent de clădirea în care te afli, indiferent de, nu știu, stadiu de clădire nouă sau clădire renovată sau clădire mai veche, sentimentul și spiritul se află întotdeauna între oamenii care sunt prezenți în zidurile respective. Chestia asta ne-a lipsit foarte mult în perioada de carantină și de izolare. O să descoperi și o să descopere colegii noștri care și toți cei care ni se alătură că suntem foarte efervescenți. Întotdeauna se întâmplă cel puțin două, trei lucruri, poate în același timp. Tot timpul clădirea este animată, dincolo de ore, este animată de proiecte mai mici sau mai mari, de câteva persoane până la sute de persoane din domenii din care mai variate, de la ecologie, la robotică, de la tehnologii, la științe umane. Culoarea și sentimentul acela de satisfacție e prezent constant atâta timp cât oamenii sunt în universitate și într-o formă se simte și online în momentul în care cursurile se întâmplă, pentru că, nu știu, fără a vrea să dau dovadă de modestie în acest caz, nouă ne-a luat cam 3 zile să trecem cu mai bine de 60 sau 70% chiar din activitatea de predare online. 3 zile. Unele universități chiar din lume, mult mai mari și mult mai bogate decât noi, n-au făcut-o și unele chiar și-au închis porțile pentru perioada asta. N-aș putea să le judec și nici nu e treaba noastră să le judecăm. Ideea e că dinamismul ăsta pe care îl cultivăm și pe care împreună, ca, nu știu, energii, comunitate și oameni îl conturăm, ține cumva și de studenții noștri, că dacă nu ne-ar motiva ei, n-am face-o doar pentru noi. Noi știm să facem multe și învățăm să facem multe, dar încercăm să fim mai buni pentru studenții noștri și pentru viitorii noștri studenți. Încercăm să conturăm comunitatea asta. Cam asta vei descoperi în Timișoara și mult mai multe. Tot timpul se întâmplă câte ceva. E, cred că, acel cârlig potrivit pentru întrebarea asta. Mulțumesc! Cu drag. Cred că același sentiment îi însuflețe și pe profesorii din mediul preuniversitar. Cred că și școlile nu sunt aferi fără elevi. Ne apropiem ușor de final. Dacă ați mai avea ceva de adăugat sau o întrebare pe care ați vrea să o puneți. Miruna, doamna inspector, doamna director. Legat de oferta universității, deci am fi interesați, nu știu dacă acum așa rapid, pe scurt, dacă mai este timp sau... Cred că pe partea,
pe partea de ofertă, cel mai potrivit ar fi să vizitați platforma admitere.uvt.ro, pentru că aceasta conține în extens și datele de contact punctuale de la specializări și facultăți, dar și oferta pe care universitatea o are. Și tot acolo veți găsi referințe pentru secțiunea de înscriere și admitere online, pentru că noi deja am pornit o preadmitere astfel încât studenții să poată să-și, viitorii studenți, viitorii noștri colegi, să poată să-și exprime interesul și după aceea vor fi preluați de colegii noștri de pe partea de consiliere și vor putea îndruma astfel încât să facă cea mai bună alegere. Din păcate online pentru moment, dar sunt sigur că acest proces ne va ajuta să fim și să transformăm și pe viitor într-o, nu știu, activitate foarte dinamică acest proces de admitere. Cred că e cea mai potrivită, nu știu, mod de a aborda lucrurile în acest moment. Mulțumesc! Mulțumim și noi pentru prezența dumneavoastră astăzi aici și pentru răspunsuri. Și eu vă mulțumesc și aș vrea să mă adresez doamnei director și doamnei inspector. Știți cum e? Viitorii studenți, elevii noștri sunt cei care ne motivează să fim mai buni, dar energia și, nu știu, automotivarea noastră ne face să ne depășim limitele. În momentul în care noi ne depășim limitele, creăm o lume mai bună și aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră în primul rând și apoi elevilor că au răbdare, chiar dacă uneori poate nu suntem atât de dinamici cât se așteaptă ei. Pentru că doar așa vom reuși cumva să ajungem într-o lume cu sens, în care inovația, tehnologia, dar și artele și frumosul să se îmbine așa cum trebuie. Într-o lume colorată și plină de veselie. Ce frumos! Ce frumos! Mulțumesc. Cred că asta ar trebui să ne dorim împreună și eu cred că o să reușim. Ținând cont că ei sunt viitorul și au acest potențial, cred că va începe să ne zâmbească viitorul din ce în ce mai frumos. Desigur. Ei sunt izvorul nostru de energie. Ne hrănim în fiecare zi din energia lor și așa descoperim lucruri frumoase alături de ei. Noi le deschidem căi pe care să le descopere și ei ne arată sensuri pe care poate nu le-am intuit niciodată. Au o imaginație extraordinară. Sigur. Mulțumim că ați fost alături de noi. Mulțumim că ați fost alături de UVT TV. Rămâneți cu noi pentru mai multe detalii legate de procesul de admitere.